Salutare, prieteni! Tomazan Talk și azi discutăm despre adnaclasnice. Rușine sau must-have, așa cum v-am gândit eu să poziționez discuția, pentru că tare deseori când în curs sau în discuții cu potențial client abordăm subiectul de adnaclasnice, nu știu de ce tot se ascund, genul nu, eu nu sunt acolo, sau dar n-am intrat 200 de ani în urmă, sau dar și acolo încă mai este cineva jiu. Respectiv, azi vreau să abordez câteva direcții, cum ar fi statistica, conceptul și anumite rezultate pe adnaclasnice. Dacă e relevant, interesant, înseamnă că continuați stories-urile pe subiectul adnaclasnice. Deci, dacă vorbim despre statistică, atașez și câteva screen-uri pentru voi, observăm că statistica adnaclasnică este zona rurală și zona de vârstă care presupune până la segmentul teenager și deja oamenii în vârstă, 40 plus, segmentul mare. Și aici punem o problemă la nivel de ce fel de rețea socială să alegem când comunicăm. Deci aici intervenim cu siguranță începem de la avatarul clientului. Pornim de la conceptul unde este clientul nostru. Am menționat și am spus nu odată un concept că în Republica Moldova, dar și nu doar la noi, este așa o tradiție, în dependență cu ce fel de specialist te întâlnești, acel serviciu sau în acea rețea socială sau acel activ o să-l ai în business tău. Respectiv, trebuie un pic să vedem, nu contează, suntem noi în adnaclasnic sau nu suntem, dacă clientul nostru este acolo, noi trebuie să fim. Și nu contează pe cât de popular Instagram-ul. Dacă clientul nostru nu este în Instagram, atunci noi nu trebuie să fim în Instagram, ca idee de proactivitate în business. Deci e prima element statistică, analiza statistica adnaclasnică și dacă intervine elemente de audiență similară a voastră cu audiența care este în adnaclasnică, înseamnă că începeți comunicarea. Dacă veți decide să comunicați, atunci vine al doilea element care ține de concept. Din toate case-urile pe care noi le-am avut în adnaclasnice, marea majoritate au fost cu sistemul educativ, Ministerul Educației sau cu produse, doar la nivel de vizibilitate. Adică adnaclasnice, din case-urile noastre, nu am văzut să fie un engagement foarte mare, să primiți multe comentarii, dar dacă veți folosi publicitatea la nivel de vizibilitate, veți putea obține un cost foarte mic pentru views, dacă promovăm un video, spre exemplu. De ce aici contează să luați în calcul acest moment și să nu vă așteptați ca să aveți like-uri tare multe și comentarii, pentru că acolo leacă zona este mai moartă. Respectiv, mai departe vine elementul de scop și unul din ele este că în search când se dă, indexarea adnaclasnice la fel este foarte bună. Așa că scopul de a folosi indexarea și pagina voastră de brand adnaclasnice poate fi una din deciziile corecte. Așa că, dacă încă nu sunteți în adnaclasnice, fiți, pentru că acolo sunt posibil colegi și prietenii voștri sau profesori sau cei care nu sunt în Facebook și Instagram, dacă sunteți business, trebuie să analizați statistica și să vedeți dacă clientul vostru este acolo. Al treilea moment, dacă vreți să fiți, fiți cu scop de vizibilitate. Și atrageți atenția la publicitate, costul de publicitate are mai multe comisioane, există posibilitatea să adăugăm card, există posibilitatea să folosim sistemul oficial, dar care are un comision mai mare. Așa că informați-vă înainte de a intra cu publicitatea în adnaclasnice. La nivel de instrumentare totul este la fel de clasic, au și lead generare, au și boost post, practic e copiat o strategie la Facebook, așa că aici e mult mai simplu. Spuneți-mi dacă aveți adnaclasnice sau nu și dacă aveți case-uri interesante sau experiențe, dați-mi în comentarii ce credeți voi despre adnaclasnice și cum vedeți voi activitatea în adnaclasnice. Cam atât pentru azi. Amazon Talk a fost, sper că a fost util. Ne vedem deja luni, o să ieșim în format de luni, miercuri, vineri, așa că succes la toți. Pa, pa!